Uite, astăzi o să trească să vorbesc despre cafeaua asta. N-am făcut-o niciodată până acum. Nu mă gândeam vreodată în viața mea că o să trească să vorbesc despre cafea. Ne-au trimit-o. De pe am trezit. Ne-au trimis-o băieții de la Iași. Și vine ambalat așa, uite, inclined. Și e fiecare tematică. Asta e com. Am știut să o desfac. Uite, te știu. Ea are aici o chestie, dar nu s-a desfăcut cum trebuie. A făcut și Mazilu un film, ai văzut? El a știut să o desfacă, eu n-am știut să o desfac. Dar Mazilu a fost mai mult pe partea asta artistică, noi vrem să facem mai științifică. Prin urmare, o să consumăm cafeaua asta, ieșim cu bicicleta și după aia la final vă spunem ce se întâmplă și dacă e mai bună decât o cafea convențională. Asta pe care o bem în mod normal. Stai, că e o chestie, e o șmecherie. Fii atent. Deci nu știu dacă e foarte comercială sau de ce, dar asta este foarte lucioasă și general, cafele mai bune pe care le-am băut, uite, sunt moate. Observi? De ce ar putea să fie chestia asta? Zici și tu ceva. Nu știu, de la prăjire. Bravo, ești deștept. Da, am auzit ieri când ai văzut asta. Suntem în birou de vară. Am făcut cafeaua. Miroase mult mai bine decât sărăcia de Iacob, pe care nu mai vreau să o beau niciodată. Și gustul, frate, e ceva greu de descris în cuvinte. Cum se descrie asta, mă? Bă, cum se vorbește despre cafea? Trebuie să ne uităm și noi să vedem ce zic pe ea pe net, nu? Dar de principiu, noi am pus așa de mult zahăr. Parcă aroma e mult mai puternică, e mai intensă, o simți cumva în toată gura. O simți și pe gât. Stai că mă pierde băiatul ăsta, că bea și el, uite, l-are și el aici. Ți-e place, mă? Zici tu câteva cuvinte. Da, e ciudată, dar e Am mai bună. cu camera pe mine. E ciudată, dar e bună. E ciudată de bună, exact. Și asta a fost tot timpul concluzia când am băut capsele de astea mai scumpe, gen la 3 milioane kilogram sau ceva. Bine, asta sincer nu știu cât costă. Dar nici nu mă interesează că am primit-o. Da. Bine. O să-mi termin ceașca asta. Oare se întreabă cineva de ce stăm îmbrăcați în casa? E foarte frig. E frig aici, plus unde e birou de vară, freerider. Iată, avem monitoare mai mici, avem casă de marcat, avem tot ce trebuie. Aici nu pornim căldura iarna. Dar, în cont că afară sunt vreo minus 4 grade, am zis să na, ne bem în dimineața asta cafeaua aici. Deci, gust 10 din 10, pentru experiența mea, habar n-am dacă voi sunteți experți în cafele, poate o să vi se pară diferit, dar pentru mine asta e top, top, top. Și pentru simplu fapt că n-am dat niciodată mai mult de 1 milion pe kilogram de cafea. Așa, și mă rog, după ce o bem, o să ieșim să facem niște mișcare, să vedem. Bine, tu chiar crezi? Ne ajută la ceva? Nici eu nu cred. Dar pentru gust și aromă, Dar fac bine. marketingul e bun, așa. Da. Și oricum de bea aștept să beau pe următoarea la prânz, e nebunie. Așa. Am ieșit cu bicicleta, le-am dat ură mare. Ne-am dat și cum ne place nouă să ne dăm. Șmecherii de alea. Andrei, cum ți se pare? Ce anume? După ce ai băut cafeaua și ai ieșit? Am fost destul de bun. Te-ai dat bine, vrei să spui? Da. M-am dat bine. Am ochii un pic, am fi afară. Hai să ne oprim puțin, te rog, aici. Uite ce peisaj frumos. Ia uitați-vă și voi. Sunt 0 grade, cred, și nu prea am simțit frigul astăzi, dar ne-am îmbrăcat și bine. Despre cafea, eu nu m-am simțit mai energizat decât de obicei. Sunt energizat de la natură. Comercializat puțin. Deci nu te face nimic să te dai mai bine pe bicicletă decât tu. Foarte bine, dar un plus de energie nu strică niciodată. Deși eu... De dimineața o oră. Atât. Și de gust. E foarte bună. Foarte. Deci asta e. Face ce face și o cafea obișnuită. Nu. M-am dus prea departe cu asta. Nu. O cafea obișnuită care costă 30 de lei punga e nimic. Să fim serioși. E nechezol, e o bășină. Îți dă și aia energie. Îți dă, dar...
Nu ca una mai scumpă, știi? Are alt gust, aia mai scumpă. Asta e. Deci, un pic de plus de energie față de una cea mai ieftină, dar bine, nici nu știu dacă ar vrea să comparăm cu cea mai ieftină, pentru că cei care ar vrea să cumpere o cafea mai scumpă nu cumpără una mai ieftină niciodată. Wow, am făcut praf review-ul ăsta pentru că nu mă pricep la cafele, dar tot ce trebuie să rețineți este că... Ce? Ai vrut să-ți mai spui ceva? A, nu, nimic. Ne-am dat bine, o să punem, nu știu, niște secvențe. Acum. Da, bine. Dar nu din cauza cafelei, încă așa ne dăm noi. Oh, yeah! A stricat video-ul? Păi nu știu dacă o să o bag pe asta. A, o glumeam, oameni buni. Așa. Suntem praf. Intrați pe Instagram și oricum vedeți rezultatele mele. Exact. Și... Foarte frumos arată acolo. Cam asta cu cafeaua de la Incline. Am ieșit, ne-am dat, am băut și din com, am băut și din aia, din speed, că de-aia am dat. Descent. La vale, dar bine, era o cursieră pe aia, dar nu contează, se aplică și la MTB, nu fiți nebuni. I-am dat să zacă, să zacă. Gata, asta e. Luați, gustați, o să vă convingeți singuri, de fapt, nici n-are rost să vă mai povestesc. Pe curând, ceau, pa!